Bună ziua, numele meu este Răzvan, bine v-am găsit la webinarul Closing Bell. Înainte să începem, aș vrea să vă întreb dacă este totul în ordine, dacă se aude și dacă se vede bine. Perfect, atunci putem da bătaie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi, care au fost cele mai importante evenimente. Ei bine, am avut câteva lucruri din zona euro și anume balanța comercială din Germania, care a venit peste așteptările analiștilor de 16,8 miliarde de euro. Producția industrială din Italia și a venit ceva mai bine, 0,4% față de 0,2% așteptat. Totuși am aflat că bugetul Uniunii Europene a fost micșorat la o valoare de 960 de miliarde de euro, ceva mai mică față de dățile trecute. Totuși, cu toate că au fost, să zicem așa, mai multe date bune din zona euro și mă gândesc acum la ce am spus despre balanța comercială din Germania și producția industrială din Italia, euro a făcut un nou minim cu dolarul american undeva la 1,3360, iar acum pare să încerce să revină către nivelurile de 1,34, 22, 25, unde a întâlnit o rezistență locală. S-ar putea să vedem pentru seara aceasta dacă nu intervine altceva sau dacă nu vor fi alte evenimente neașteptate, să vedem o mișcare laterală între aceste două limite, și anume 34-30 limita superioară și 33-58 limita inferioară. Trendul continuă să fie unul descendent. Dacă vom avea depășirea acestui maxim, atunci ne putem gândi la un setup bazat pe price action, dar până acolo mai este și ar trebui să așteptăm chiar și evoluția de mâine, poate pentru a ne da seama care ar putea fi semnalele pentru evoluția următoare. Ce a mai avut interesant astăzi a fost pentru dolarul canadian. Au fost publicate câteva date din piața muncii și anume schimbările în angajările au venit ceva mai slabe, de fapt mult mai slabe decât erau așteptate. 4,5 mii erau așteptările, iar ele au venit la minus 21,9 mii, destul de slab. Dolarul canadian s-a apreciat puternic, a reușit să spargă nivelul de 1, această paritate de 1 la 1 cu dolarul american, iar acum se află undeva pe la 1,0018. Totuși, ținta ar putea fi maximul anterior de la 1,0096, ținând cont că ne aflăm într-un trend ascendent dacă ne uităm pe H4, iar pe daily, la fel, trendul pare să fie unul ascendent. Momentan rămâne de văzut dacă vom închide pe un interval daily peste această valoare 1. EURGBP s-a depreciat puternic după ce a spart minimul de la 0,8552. Observăm că a atins un minim la 0,8446. Încă nu a atins ținta acestui double top. Totuși, sunt șanse destul de mari să o facă. Observăm că lira se apreciază și nu numai în fața monedei unice, cât și în fața dolarului american. I-a reușit să spargă această linie de trend. Acum avem o lumânare de indecizie, umbră superioară destul de mare, umbră inferioară la fel, dar sunt șanse bune ca ea să încerce să închidă sau să depășească cel puțin nivelul de 1,5826, care este o rezistență locală. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, atunci și eurolira s-ar putea să ajungă ceva mai jos. Pe de altă parte, USD cu yenul japonez pare să slăbească. Observăm pe un grafic weekly că avem o lumânare de tip doji. Acum rămâne de văzut dacă vom închide în felul acesta sau vom avea schimbări majore până la sfârșitul sesiunii de tranzacționare. Totuși, să nu uităm că și RSI-ul de 28 este în supracumpărare, ceea ce înseamnă că ar putea să existe o corecție pentru perioada următoare, săptămâna viitoare, acum în funcție de cum evoluează și lucrurile. Piața de capital a adus surprize interesante acum spre sfârșitul sesiunii londoneze. Observăm că Dow Jones-ul se apropie de nivelul de maxim de la 13.957,
Dacă ar fi să ne uităm la ceilalți indici, IS 100 Nasdaq-ul care a reușit să spargă rezistența de la 2763, acum dacă va reuși să și închidă peste aceasta, ar fi un semnal pozitiv și prețul ar putea să se îndrepte către 2800 sau poate chiar mai sus la maximele anterioare, 2838 sau 2865. Pe de altă parte, o revenire sub 2763 ar putea să ne ducă cu gândul la un false breakout și prețul să revină către minimele de la 2700. La fel și S&P-ul a reușit să spargă 1510 și se poate îndrepta către ținta acestei formațiuni dreptunghiulare create undeva în zona 1530. Totuși rămâne de văzut dacă va putea să închidă peste această rezistență. Spuneam că la fel ne așteptăm și pentru Dow Jones să reușească să închidă peste 13.957 și să îndrepte către nivelul de 14.000. Dacă revenim la zona euro, DAX-ul a avut o evoluție ascendentă astăzi, cel puțin pentru ultima perioadă. Observăm pe un grafic H4 că ultima lumânare este de creștere și dacă va reuși să treacă peste nivelul de 7661,1, care este maximul anterior, ne putem gândi că aici o să se facă un pattern de tip price action și șansele sunt destul de mari ca trendul să se inverseze, cel puțin pentru moment. Piața de mărfuri. Pentru aur, observăm că rămâne în aceeași zonă de mișcare laterală, în același triunghi simetric, puțin redesenat, totuși, pentru mai multă siguranță, putem lua ca și limite 1651,44, limita inferioară și 1695,59, limita superioară, care este o rezistență destul de bună, după cum putem observa. O ieșire din acest triunghi ar putea duce la o continuare a mișcării laterale între limitele menționate anterior, iar abia o ieșire din aceste limite ar putea să ne ducă cu gândul la mișcări ceva mai puternice într-o direcție sau în cealaltă. Petrolul din nou atacă nivelul de 118.00, a depășit maximul anterior de la 117.82, veștile bune din China au făcut ca acesta să se apropie de nivelul 118, care este de fapt și un nivel destul de important de rezistență, este un maxim chiar puțin mai jos la nivelul la care se află acum, 117,93, 118 să luăm ca zonă, este un maxim din 14 ianuarie 2012. Dacă va reuși să închidă peste acesta, atunci cred că are șanse destul de bune să își continue acest raliu către 119.00. În caz contrar, o respingere de aici ar putea să revină la 116.39, minimul acestei sesiuni de tranzacționare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, vă doresc o seară bună, weekend plăcut și spor la pipși!